Templul științei cerești. Trupul omenesc este astfel creat ca spiritul cufundat în el să se creadă a fi una cu trupul. De ce acest lucru? Deoarece divinitatea, în marea ei înțelepciune, a dorit ca pe pământ studiile să se facă pe două căi. 1. Prin simțurile psihice, capabile să aprecieze materia psihică. 2. Prin simțurile trupești, în stare să examineze materia fizică și fenomenele din sânul ei. Trăind doar o viață spirituală, Duhul nu ar avea posibilitatea să examineze materia fizică a pământului. Prin urmare, Duhul trebuie să fie odată liber, iar altă dată coborât în sânul materiei terestre. Dacă un om ar purta de mic toată viața sa ochelari roșii, el nu ar cunoaște aspectul naturii văzut cu ochii liberi. El ar vedea lumea, dar sub un alt colorit. Tot așa, Duhul liber vede și el lumea materială a pământului, dar nu cu ochi trupești, ci cu vederea psihică, cu o oarecare alterare a realității fizice văzută de voi. Iată de ce același Duh trebuie să trăiască și în forme pământești, pentru a compara cunoștințele entităților spirituale cu cele ale oamenilor trupești. Prin urmare, există două forme de viață. 1. De duh liber în spațiul ceresc. 2. De duh întrupat la viața planetară. Deși noi plutim în jurul vostru cu miliardele, lumea trupească nu are cunoștință de noi. De ce? Pentru că așa a voit Creatorul nostru, ca fiind eterici să rămânem invizibil omului trupesc. Dar cu toate acestea, tot Creatorul a voit ca un număr foarte mic de oameni să știe de noi, de existența noastră. În acest scop ne-a permis să dovedim acestei minorități existența noastră. De aici selecționarea și adunarea anumitor persoane pentru a forma un cerc psihic. Însă aceste cercuri sunt și ele gradate, ceea ce se poate da și proba cercului B, nu se poate spune cercului A și așa mai departe. Deasupra tuturor acestor cercuri, noi formăm un grup de oameni constituit din spirite întrupate din zonele superioare ale pământului, pentru a face cu ei în alte studii cerești. Dar pentru a le destăinui tainele Divinului Tată, le cerem jurământul, ca pe timpul vechilor egipteni sau indieni, că nu vor divulga cele comunicate de noi. Odată constituit acest mic cerc de revelație, îi vom da din comorile cerești ce vor cuprinde probleme morale, sociale, politice, religioase și științifice. Anticii cereau pedeapsa cu moartea pentru cei care divulgau asemenea secrete, pentru că își dădeau seama de gravitatea acestei fapte. Vrem ca cei aflați în cercurile noastre de revelație, spirite superioare întrupate, să nu stea în întunericul trapului, ci să fie propagatorii credinței și științei cerești, precum și a legilor morale. În diferite locuri sunt necesare câteva faruri care să lumineze adevărul în bezna vieții trupești. Acești oameni sunt chemați să aducă anumite corectări științei oficiale, greșită în cea mai mare parte, deoarece omul a văzut și judecat numai prin mentalul său concret, fără să aibă în vedere factorul numit eter, care joacă un rol covârșitor în toate fenomenele produse în jurul vostru. Acestui cerc de inițiere îi cerem o anumită conduită în lume și o rigurozitate, obiectivitate și exactitate în cercetare. Să asculte cele comunicate de noi, dar să le verifice pe cât le este posibil.
Recomandăm cu stăruință să nu se entuziasmeze, să nu adopte cu ușurință cunoștințele primite de la noi și să le recepționeze ca fiind cel mai mare dar acordat unui muritor. Aceasta este atitudinea unui adevărat savant. Cerem ca ei să învețe prin comparație și să aștepte ca timpul să confirme ideile noastre. De asemenea, cerem ca un astfel de cerc să fie format din persoane puține, culte și, mai presus de toate, morale, oameni reținuți, iar nu palavragii, pentru că marile lumini cerești nu pot sta de vorbă cu persoane neserioase, nestudioase. Atât în lumea noastră, cât și în lumea voastră, există duhuri care sunt adversari hotărâți ai legăturilor noastre permanente cu cei de pe pământ. Un asemenea duh se va prezenta la un cerc format din tot felul de persoane, pregătite și nepregătite, dându-se drept Domnul Iisus. El nu o face din grandomanie, ci cu un anumit scop, fiind unul din adversarii răspândirii doctrinei noastre și a ideii existenței noastre printre pământeni. El urmărește discreditarea acestor persoane în lumea lor și, în același timp, în mod indirect, discreditarea întregii noastre mișcări. Trebuie să fiți foarte circumspecți, fie și numai în a afirma existența lumii noastre. Noi avem nevoie numai de insule, nu de oceane, de credincioși. Și, în special, nu avem nevoie de obsedați și exaltați, căci aceștia sunt stăpâniți de duhurile materialiste, adică de duhurile contrare, care au adaptat o teză materialistă a filozofilor noștri cerești. Trebuie să știe că divinitatea a făcut în lume totul pereche, două principii contrare una alteia, numai prin acțiunea lor opusă, lumea materială și spirituală învață și merg spre progres. Progresul cere existența a două păreri, principii contrarii. Astfel, în secolul trecut au coborât pe pământ forțe cerești care aveau rolul, în special, de a fi propagatorii celui mai aprig materialism. Acum au coborât forțe cu misiunea de a propaga spiritualismul cu o contrapondere a materialismului de ieri și de azi. Maestrul Ceresc A, cu toată ceata lui de miliarde de spirite, a adoptat teza X. Maestrul B, egal în evoluție cu A, a adoptat împreună cu adoratorii săi teza contrarie Y. Acești doi erudiți sunt prieteni buni, forțe egale și de acord cu privire la toată știința și legile cerești, dar pentru a contribui la evoluția duhurilor de sub ei, au primit misiunea de la mai mari lor să adopte două teze diferite. Unul o teză materialistă, iar celălalt teza spiritualistă, fiecare putând lua oricând locul celuilalt, deoarece cunoaște la perfecție și teza contrară. Ca duh, Hegel știa bine adevărul, dar se obligase ca atunci când va fi om trupesc să fie un înverșunat adversar al celor ce vor susține că există suflet, că există duhuri și viață veșnică, se obligase să susțină teza materialistă. Acum venim noi să dominăm cu experiențele și ideile noastre teza spiritualistă. Așadar, totdeauna trebuie să existe pe pământ foc și gheață pentru a se menține lupta ce duce la progres. În alte vremuri a fost necesar ca savanții noștri cerești să sălășluiască printre preoții religiilor. Acum știința pământului cere ca savanții cerului să se nască în lumea cultă, printre laicii pământului. Cu altă ocazie, fac cunoscut că într-un veac se întrupează mai multe spirite care au adoptat pe pământ ideea de luptă a materialismului, într-un alt veac
se întrupează mai multe duhuri care au misiunea să lupte pentru ideea spiritualistă. Prin urmare, când unii, când alții vor domina cu ideile lor omenirea terestră. Noi lucrăm pe tot pământul pentru formarea templului științific al adevărului revelat, templul marelui adevăr. Idealul nostru este ca în fiecare țară, în fiecare mare oraș să avem un templu unde să se facă știință și experiență, adică studii și cercetări în domeniul parapsihologic, cu aplicarea lor. În acest templu să existe o sală de conferințe publice și o mare bibliotecă publică, de unde lumea să primească ideile cerești, studiul vieții, al naturii și duhurilor din tot universul. Dorim ca omul luminat prin știința cerească să nu mai fugă de casa Domnului și să nu mai creadă că se poate lipsi de rugăciune și ajutorul celor din ceruri. În fine, vrem ca cele scrise în cărțile sfinte să nu mai fie doar crezute, ci și probate.